Continuăm cursul nostru despre cortul lui David. La cortul lui David nu se aduceau jertfe, ci la cortul lui David se cântau laude lui Dumnezeu. Ca să lauzi ceva, întâi trebuie să-l cunoști, să-l vezi și să te uimești. Și atunci sigur că lauda vine normal, că vezi ceva plăcut, ceva frumos și parcă strigi de bucurie, uite ce frumusețe am descoperit. La baza conceptului de laudă la cortul lui David stă dorința lui David să descrie bunătatea lui Dumnezeu în așa fel încât oamenii să o vadă, să cânte și ei laudele astea și să înceapă să-L iubească pe Dumnezeu și să dorească să fie ca El. Țineți cont că obiectivul principal e ca omul să-L cunoască pe Dumnezeu ca bunătate și să devină bun, cum este El bun. Aceasta a pornit de la Moise, David și-a însușit-o și ca poet o pune în poezii și ca compozitor o pune pe muzică și ca rege a construit cortul acela, a angajat muzicanții cu un singur scop: să nu mai fie răutate, ci toți oamenii să devină buni. Acum, noi am început în a doua parte a cursului, practic acum 3 ore, să discutăm despre bunătatea omului. Prima parte am descris bunătatea lui Dumnezeu. Ce înseamnă că Dumnezeu e bun? Dar de aici mergem la partea practică, ce înseamnă să fii om bun. Și aici ne-am dus întâi la origini. Cum de a ajuns omul rău? Și ce trebuie reparat ca el să poată redeveni bun? După aceea am urmărit 2 lucruri în paralel. Ce înseamnă să fii bun și cum să devii tu un om bun. Pentru aceasta începem totdeauna cu David și cu Moise, de acolo trecem la profeți, apoi la Domnul Iisus și la Apostolul Pavel și Petru și Ioan, pentru că numai dacă îi adunăm pe toți la oaltă, căpătăm totul, căpătăm o imagine întreagă. Practic am ajuns să studiem fericirile Domnului Iisus, pentru că fericirile nu sunt altceva decât descrierile omului bun. Și am văzut că întâi l-a descris David în Psalmul 37, și vedem cum aproape toate fericirile sunt luate din Psalmul 37. Deci, repet să știți ce fac ca metodă și ce urmăresc prin toate acestea. Am ajuns deci la fericirea, ferice de cel milos, pentru că el are parte de milă. Am putea să spunem ferice de cel bun, pentru că mila e un aspect al bunătății. Și am început să vorbim de milă ca punctul de plecare al iertării. Dacă mi-e milă de unul care greșește, mi-e ușor să iert greșeala, mi-e milă de el și pentru că mi-e milă de el, îi caut o scuză.
săracul, săraca, oare de ce mi-a spus cuvântul acela? E nervoasă sau îl doare ficatul sau are un motiv pentru care e iritabil și nervos? Dar dacă mie mi-e milă, dacă caut să înțeleg motivația, mi-e ușor după aceea să zic, atunci îl iert. Are o motivație pentru care m-a jignit și eu sunt capabil să iert. Am arătat că primul lucru este iertarea lui Dumnezeu. Noi am greșit lui Dumnezeu enorm de mult. De fapt, toate păcatele, toate fără de legile, toate răutățile noastre îl afectează pe El. Și Dumnezeu în bunătatea Lui, înainte măcar ca noi să știm că suntem răi, în bunătatea Lui zice, eu trebuie să găsesc soluția pentru iertare. Și El a găsit-o în moartea Fiului Său. Iertarea noastră este scumpă, dar prețul e plătit de Dumnezeu. Și acum Dumnezeu zice, nu vă mai doară capul de iertare. Iertarea e procurată. Dar pe mine mă interesează relațiile dintre oameni. Și problema cea mai mare a relațiilor este că toți ne greșim unii altora. Și dacă am învățat să ne iertăm greșelile, am făcut unul dintre cei mai mari pași pentru a trăi în armonie. De la neiertarea greșelilor pornesc certurile, pornesc mâniile, pornește amărăciunea, pornește ura. Toate pornesc de la faptul că n-am fost capabili să iertăm greșelile celorlalți. Și Dumnezeu vrea să ne oblige la iertare. Dacă te-am iertat eu, plătind un cost așa imens, eu aștept să fii și tu bun, ca mine, și să ierți și tu. Și uite ce-i, iertarea mea deja e procurată. Nu mai trebuie să faci nimic pentru ea. Dar dacă tu nu accepți să te schimbi, dacă tu nu accepți să-l ierți pe celălalt, eu ori nu-ți dau de la început iertarea, ori dacă ți-am dat-o, ți-o retrag. Aceasta ne-a ilustrat Domnul Iisus cu pilda acelui funcționar regal care a fost iertat de milioane, dar n-a putut să ierte o sumă mică. Nu se cădea ca după ce te-am iertat eu să iert și tu? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu ne obligă la reciprocitate? Acum, am ajuns aici la un punct extraordinar de important și voi porni mai departe cu mare grijă pentru că trebuie să-mi critic frații, frații de credință și mai mult trebuie să critic toate cultele creștine. E ceva de speriat că încep să critic toate cultele creștine. Iată de ce. Toate cultele creștine sunt preocupate practic numai de iertarea de păcate. În cult ortodox ni se spune că prin liturghii preoții ne procură iertarea de păcate, așa că noi trebuie doar să mergem să ne spovedim și preotul, prin liturghie, ne obține iertarea. Sigur, dacă plătim taxa și dacă plătim și liturghia pentru mort,
El ne face o liturghie prin care obține iertarea de ultimele păcate ale mortului. Acum, noi ca protestanți zicem, bine le-a zis-o, dar noi nu suntem departe de ei. Pentru că noi am conceput o formulă de credință să creeze anumite doctrine pentru a fi iertat de păcate, așa încât să știi că atunci când mori, te duci în cer. Aceasta e definiția mântuirii după foarte multe culte protestante. Să obții iertarea ca să știi că atunci când mori, te duci în cer. Și atunci toată problema e să te învățăm care e formula ca să obții iertarea. Unde e greșeala? E o ironie a situației că vrem să procurăm iertarea de păcate, adică ceea ce Dumnezeu a procurat deja. Dacă credem aceste doctrine, ne calificăm să obținem o iertare care, de fapt, e oferită de Dumnezeu tuturor oamenilor fără plată. Veniți și primiți fără plată iertarea în Isaia 55. Să abandonăm răutatea, să ne întoarcem la Dumnezeu care nu obosește iertând. El iartă și iartă și iartă și iartă pentru că e bun. Și iartă necondiționat, fără să-i plătim noi. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să vedem cât e de bun și El urmărește să ne facă și pe noi buni. Acum, unde e ironia situației? Toate cultele practic își reduc activitatea la iertarea de păcate. Și Dumnezeu zice, greșit! Toată activitatea voastră ar trebui să fie, să fiți o școală a bunătății. Iertarea v-am procurat-o eu la toți. Nu vă mai bateți capul cu ea. Problema e că acum trebuie să le spui oamenilor cât de bun e Dumnezeu și să-i înveți pe oameni cum să fie buni, cum Dumnezeu e bun. Și toată activitatea voastră bisericească și cultică ar trebui să fie numai bunătate, bunătate, bunătate. Cum să-i fac pe oameni buni? Și să fie o competiție între biserici și culte, care dintre noi îi face pe oameni mai buni. Vreau să vă spun că pe vremea reformei lui Luther a trăit un mare teolog pe nume Erasmus de Rotterdam. Erasmus de Rotterdam a tradus Noul Testament în limba greacă și apoi în limba latină, a scris cărți despre învățătura Domnului Iisus, despre ce fel de oameni ne vrea Domnul Iisus. Și mulți au spus, tu practic ești un reformat. De ce nu te asociezi cu Luther? Luther îi făcea multă curte ca să-l atragă. Și Erasmus a spus, încă nu. Eu urmăresc să văd dacă Luther, prin învățătura lui, produce oameni buni. Vreau să văd ce fel de oameni produce Luther. Și dacă el produce oamenii ăștia buni, așa cum îi vrea Dumnezeu, mă asociez cu el. Și treptat, treptat a spus, felul cum e formulată învățătura lui Luther nu produce oameni buni. Doar anabaptiștii pe vremea lui Luther au captat ideea lui Erasmus și ei au zis trebuie să ne concentrăm la un singur lucru, predica de pe munte, și să trăim predica de pe munte, ca să devenim oamenii pe care ne vrea Dumnezeu.
Prin urmare, ce vă spun eu acum nu e o noutate. Nu eu inventez lucrurile acestea. Au fost alții încă de acum 500 de ani care au văzut unde e problema. Că nu punem în centru învățăturii noastre învățătura Domnului Iisus despre bunătate. Și înainte de el Moise și David și Isaia și după el apostolii, toți care una singură spun să facem oameni buni. Ca să nu apar că inventez eu ceva, aici e foarte important să se vadă că eu nu viu cu ceva nou. Să ne uităm puțin la epistola apostolului Pavel către Tit. Apostolul Pavel a vizitat insula Creta și insula Creta, Marea Egee, a fost leagănul primei civilizații europene. 6 orașe cu o civilizație foarte înaintată și apostolul Pavel l-a lăsat pe Titus, noi am prescurtat Tit, l-a lăsat pe Titus să se ocupe de toată insula aceea. Te-am lăsat în Creta să finalizezi ceea ce am început. Fii atent, uite ce fel de societate sunt cretanii. Sunt leneși, sunt hoți, sunt lăudăroși. Tu trebuie să-i schimbi. Și el îi face lui Titus o lecție de bunătate, îi dă un program de bunătate. Spune că bătrânii trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Femeile în vârstă să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Femeile tinere să-și iubească soții și copiii, să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă treburile casei, să fie bune, să fie supuse soților. Tinerii să fie cumpătați și pentru că și tu ești tânăr, fie exemplu de fapte bune în toate privințele, în toate domeniile. Fapte bune. Puneți în loc de fapte bune acte de bunătate. Pentru că ceea ce trebuie să creiem noi este o societate în care se fac numai acțiuni de bunătate. Totul să fie bunătate. De ce? Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și să trăim în această viață în cupătare, dreptate și evlavie. Aci, observați că lângă harul eu am pus în paranteză bunătatea. Noi avem cuvântul acesta, har, care e un cuvânt grecesc, dar netradus, haris, l-am preluat de la greci fără să ne întrebăm ce înțelegeau grecii prin har. Grecii aveau 3 cuvinte pentru bunătate. Krestotetes, agathosune și haris. Fiecare avea nuanțe, dar practic însemna același lucru. De exemplu, haris. Haris însemna generozitate. Și pe vremea apostolului Pavel, când călătorea din cetate în cetate, la poarta cetății vedea ori o inscripție, ori o statuie ridicată pentru binefăcătorul cetății. Cutare om bogat,
ne-a zidit zidurile cetății. S-au construit un apeduct și ne-a adus apă de la munte. Datorită harisului său, adică datorită generozității sale, datorită mărinimiei sale, datorită bunătății sale. Dacă nu mă credeți, vă duceți la orice prăvălie ortodoxă, librărie ortodoxă, găsiți acolo dicționarul grec al Noului Testament și la cuvântul haris veți vedea că se dau trei sensuri de bază. Unu, frumusețe sau grație. Doi, bunătate. Și trei, mulțumire. Și asta e exact ca și la ebraică, pentru că cuvântul tov însemna și frumusețe și bunătate. Dacă ești rău, ești urât. Ceea ce face farmecului un om este bunătatea lui. Și grecii aveau acest cuvânt care era exact paralel cu tov. Frumusețe și bunătate. Căci bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat. Și aici vă dau un sfat foarte important. Faceți voi o probă și citiți din nou epistolele lui Pavel. Oriunde găsiți cuvântul har, înlocuiți-l cu bunătate. Oriunde vedeți cuvântul har, puneți în locul lui bunătate. Pentru că har în limba greacă înseamnă bunătate. Și veți vedea dintr-o dată că epistolele lui Pavel capătă pentru voi un sens nou, un sens mai bogat. Pentru simplu motiv că am tradus cuvântul acela care pentru noi altfel nu înseamnă mare lucru. Harul lui Dumnezeu, adică bunătatea lui Dumnezeu, aduce mântuire pentru toți oamenii. Cum? Fiul lui Dumnezeu a murit pentru toți oamenii. Ce l-a dus la cruce? Bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu, deci, aduce mântuire pentru toți oamenii și ea s-a arătat. Și vom vedea imediat textul paralel din capitolul 3 cu versetul 4, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, acolo scris cu alt cuvânt peste bunătate, Christotetes. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui pentru oameni, el ne-a mântuit. Textul e absolut paralel, numai că acolo cuvântul pentru bunătate e altul. Și acum fiți atenți. În Roman 2 cu 4, Pavel a zis, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la metanoia, la schimbarea felului tău de a gândi și de a fi? Și și aici același lucru. Bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață să o terminăm cu păgânătatea și în loc de asta puneți răutatea. Păgânătatea e răutatea. Și să ne trăim această viață în cumpătare, dreptate și evlavie. Și acum urmează textul absolut, absolut cheie. Versetul 14. Căci Fiul lui Dumnezeu s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie a lui plin de râvnă, adică pasionat pentru fapte bune. Fapte bune, puneți în loc de asta acte de bunătate. Acum, haideți să citim din nou textul. Fiul lui Dumnezeu a stat pe cruce în locul nostru, pentru noi, cu două
obiective în gând. 1. Să ne răscumpere din orice fără de lege, să ne scoată din răutate, să ne scoată de sub cel rău, să ne dezrobească. Și 2. Să-și procure un popor care să fie al lui, pasionat pentru bunătate, pasionat pentru acte de bunătate. Țineți cont că scrisoarea e scrisă lui Titus. Titus, te-am lăsat în Creta să desăvârșești, am început, să consolidezi învățătura creștină. Titus, singurul lucru care trebuie să-l faci e să înveți pe toți oamenii să fie buni. Și bătrânii să fie buni, și femeile în vârstă să fie bune, și tinerele și tinerii să fie buni. De ce? Pentru că bunătatea lui Dumnezeu s-a manifestat și ne învață să o rupem cu răutatea și Fiul lui Dumnezeu pentru aceasta a murit. Să ne scoată din răutate și să ne introducă într-un fel de viață caracterizat prin bunătate. Când Fiul lui Dumnezeu stătea pe cruce, nu cuiele l-au ținut acolo, ci pasiunea lui pentru oameni, pentru toți oamenii. Pe toți să-i scot din răutate și pe toți să-i transform în oameni buni. Iată cu ce scop a rămas el pe cruce. A acceptat crucea și nu cuiele l-au ținut acolo, ci viziunea aceasta. În Evrei ni se spune că pentru bucuria care era pusă înainte a suferi crucea. Care e bucuria aceea? Bucuria de a vedea omenirea scoasă din răutate, eliberată de robia răutății și recreată după chipul lui Dumnezeu, o omenire plină de bunătate. Titus, tu ești agentul acestui Hristos în insula Creta. Țelul tău trebuie să fie unul singur. Făcându-l pe oamenilor cunoscuți pe Dumnezeu ca bunătate, să-i transformi și să faci acolo o societate a bunătății. Obiceiul evreiesc este că dacă ai spus odată un lucru, ca să-l repeți, mai repeți odată, dar cu alte cuvinte. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit. De ce ne-a mântuit? Cu ce scop ne-a mântuit? Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri. Pentru că cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune, în acte de bunătate, într-o viață caracterizată prin bunătate. Oamenii care cred în Dumnezeu trebuie să devină buni, cum Dumnezeu e bun. Iată ce este bine și ce este de folos pentru oameni, pentru umanitate. Iată ce e util pentru umanitate, transformarea oamenilor în oameni buni. Pentru că dacă instalăm bunătatea pe planeta Pământ, am rezolvat cea mai mare problemă a omenirii. Și cea mai mare problemă a omenirii este răutatea. Iată problema pe care a venit Fiul lui Dumnezeu să o rezolve. 1 Ioan 3,8, Fiul lui Dumnezeu a venit să nimicească lucrările diavolului. Și Domnul Iisus, diavolului spune cel rău. El a venit să nimicească răutatea și să aducă în locul ei bunătatea. Ne întoarcem înapoi
la critica pe care am făcut-o tuturor cultelor creștine. Nu chiar tuturor, că sunt câteva care și-au făcut din bunătate țelul lor suprem. Noi vrem să dăm oamenilor iertare de păcate. Când Domnul Iisus a înviat și s-a arătat prima dată apostolilor, a suflat peste ei Duh Sfânt și apoi le-a spus, cum a trimis pe mine Tata, așa vă trimit și eu pe voi. Vă dau puterea să iertați oamenilor păcatele. Cum e? Și cui veți ierta, vor fi iertate, și cui le veți ținea, veți fi ținute. Când eram mai tânăr, unul din dascălii mei a fost Richard Wurmbrand. Și m-am dus odată la Richard, încărcat din niște greșeli, și m-am spovedit lui. Și brusc el mi-a spus, Iosif, eu te iert de toate păcatele astea. A văzut că surprins și a spus, nu te surprinde? Dumnezeu mi-a dat autoritatea să iert păcatele așa cum le-a iertat Domnul Iisus. Iertate sunt toate păcatele tale. Păi cum? De ce? Pentru că El le-a plătit pe toate la Calvar. Toate păcatele au fost topite și Dumnezeu nu le mai pedepsește a doua oară. Iertarea e făcută și nu mai trebuie să le spui la oameni, păcatele tale sunt iertate, păcatele tale sunt topite. Păi stai, frate, nu cumva le spui cu asta la oameni, acum puteți face orice. Nu. Pentru că nu e suficient să-i spui, iertate sunt păcatele tale. Trebuie să-i spui acum, trebuie să ieși din răutate, să vii la școala bunătății. Iertarea era bariera, păcatele erau bariera. Crucea a rezolvat problema păcatelor și acum prin cruce tu poți să vei dincoace. Dar degeaba e crucea. Degeaba e iertarea procurată dacă tu vrei să rămâi în răutate. Tragedia, spune Domnul Iisus în Ioan 3 cu 17, că odată venită lumina în lume, odată venită bunătatea, odată venită iertarea, oamenii au iubit mai mult întunericul pentru că le-a plăcut să rămână acolo. Și tragedia este asta, că eu le-am procurat iertarea de păcate, dar ei vor să rămână în răutate. Și Dumnezeu nu-i obligă să vină de acolo. E groaznic să ai iertare, să ai oferta bunătății lui Dumnezeu, dar tu să refuzi să ieși din răutate. Oferă-i omului iertarea, dar spune-i, asta înseamnă doar că poți să ieși din Imperiul Satanei, poți intra în împărăția bunătății lui Dumnezeu și poți să începi să înveți să fii bun. Scopul lui Dumnezeu nu e numai să ne spele de păcate, partea asta scopul lui e făcută. Scopul lui Dumnezeu e să ne transforme în oameni buni. Acum, imaginați-vă încă o dată ce ar fi dacă toate bisericile și toate cultele ar spune ce spun eu acum. Oameni buni, singurul lucru care trebuie acum e să acceptați să intrați în școala bunătății, să deveniți buni cum El e bun. Și toate bisericile să se concentreze la acest singur lucru, să facem oameni buni. Oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, pentru că, în primul rând, acesta este țelul lui Dumnezeu, să facem omi după chipul și asemănarea noastră.
Pentru că Domnul Iisus ne-a prezentat Sfânta Treime ca model de bunătate și de relații splendide, relații bazate pe bunătate. Și pentru că oferta lui Dumnezeu e să intrăm și noi în părtășia Sfintei Treimi, să învățăm să devenim buni cum El e bun. Imposibil? Fals! Dumnezeu are planul acesta și Dumnezeu ne spune, dacă vreți să veniți aici, Tata, Fiul și Duhul Sfânt vin și se instalează în tine. Ei îți dau toată asistența necesară. Un lucru nu-l fac, nu te violentează. Nu te scot cu forța și nu vin cu forța în tine. E nevoie ca tu să-i vezi, să-i admiri, să te îndrăgostești și să zici, asta mi era necesar, asta vreau. Nu vreau să mai fiu omul acela monstruos în răutăți. Vreau să fie în mine frumusețea bunătății lui Dumnezeu. Fața României ar fi schimbată dacă toate cultele creștine ar avea un singur scop, să facă oameni buni. Nu vă mai opriți la iertarea de păcate. Încă o dată, aia e rezolvată. Chemați-i pe oameni la bunătate și apoi lucrați la bunătatea lor. Și vom vedea imediat ce însemnează ca noi, ca biserici, să contribuim la a-i face pe oameni buni. Ne întoarcem la milă. Am văzut mila ca motor al iertării. Mila are două sensuri. Milă, că ți-i milă de cineva și-l ierți, dar milă mai înseamnă și filantropie, facere de bine. Și avem un text care, din păcate, e tradus greșit și practic n-are sens și o să vă arăt ce înseamnă să-i schimbăm sensul așa cum vrea autorul, vrea Domnul Iisus. Voi, fariseii, curățați partea din afara paharului și a vasului, dar partea din lăuntru este plină de jefuire și de răutate. Inima omului e plină de răutate și de rapacitate, de tendința de a acapara. Acum, textul, așa cum îl avem noi în Cornilescu, zice, dați mai bine milostenie din lucrurile din lăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Și în felul ăsta n-are niciun sens. Adică cum să dai milostenie din lucrurile din lăuntru? Ce să alea? Lucrurile din lăuntru din care poți să dai milostenie. Băgați de seamă ce zice Domnul Iisus. În interiorul vostru acum e rapacitate, jefuire și răutate. Scoateți-le astea de acolo și în locul lor puneți mila, bunătatea. În loc să doriți să furați voi, să adunați voi, vă umpleți de bunătatea care zice, nu, eu vă dau vouă. Eu tot ce am vreau să împart cu alții. Umpleți interiorul de bunătate, de milă și atunci totul în voi înși vă e curat. Câtă vreme în tine e dorința de a acapara și răutatea, ești nefericit. Dacă vrei ca totul în tine să fie curăție, să fie lumină, scoate afară zgârcenia și tendința de a apuca. Pune în loc bunătatea și dorința de a dărui. Și totul în tine
devine lumină. Ferice de cei milostivi, că ei au parte de bunătate. Dacă te umpli de bunătate, ai parte de bunătate, pentru că totul tu ești bun și aia înseamnă fericire. Vreau să vă vorbesc puțin acum despre filantropie, pentru că lecțiile pe care vi le fac acum, vă dați seama, nu sunt atât de mult pentru individ, cât sunt pentru întreaga societate. Dumnezeu are soluție pentru individ, acolo începe el. Dar țelul lui Dumnezeu e toate comunitățile, toate etniile. Pentru că noi oamenii trăim în comunități. Și problema cea mai mare a comunităților e zgârcenia, acapararea, răutatea. Și rezolvarea ar fi să aducem în toate comunitățile relațiile trinitariene. Acum, pe la anul 1870, un tânăr pe nume John Rockefeller, care locuia în Cleveland, Ohio, în Statele Unite, era un om foarte credincios, era membru într-o biserică baptistă din Cleveland, era și învățător de școală duminecală acolo și a fost un om, un membru a bisericii credincios până la moarte. Prin petrol, atunci începea petrolul să fie exploatat și prin rafinării, cu sensul lui de business, a început să facă o avere imensă. Și toată lumea venea la fratele Rockefeller. Dăm și mie ceva, dăm și mie, dăm. Și el dădea. Dar la un moment dat a spus: domnule, eu n-am timp să văd cine merită și cine nu merită ajutorul meu. Și i-a venit ideea să facă o fundație. Până atunci conceptul ăsta era inexistent. Adică ia o sumă de bani pe care vreau să o dau la săraci. Pun un director care a cărui rol e să afle care săraci să primească ajutorul meu. Și când vin la mine, le spun: nu veni la mine, du-te la directorul meu cu binefacerea. În cele din urmă, el a spus: nu-i suficient să dau la câte un om. Eu vreau să fac spitale unde tratamentul să fie gratuit. Eu vreau să fac școli creștine gratuite. Și cu avere tot mai mare, el și-a făcut obiective tot mai puternice. Și pentru că conducerea statului a început să aibă un respect special pentru el, în cele din urmă a făcut un târg cu statul. Uite ce, eu dau 25% din tot ce am eu pentru binefacere. Să nu-mi cereți să dau impozit și pentru aia. Deci mă scutiți de impozit pentru toți banii pe care eu dau la binefacere. Și conducerea statului american a zis: ideea e bună. Cu asta încurajăm și pe alții. Și până la urmă au introdus o lege că fiecare om poate da până la 25% din venitul lui ori la o fundație, ori la o biserică. Și pentru aia ești scutit de impozit.
Și atunci fiecare credincios la sfârșitul anului cere chitanță de la biserică. Dăm chitanță pentru tot ce am dăruit. Sau la fundație. Și trimite la IRS, Internal Revenue Service, și acolo îi se spune dacă deja ai plătit pentru tot, ți s-a reținut de la serviciu automat, îți trimitem înapoi ceea ce ai plătit pentru aia 25%. Și tare mulți primesc înapoi partea aceea. Vine tare bine acolo prin luna mai când vin returnările. Ce au făcut ei? Au facilitat ca toți oamenii cu bani să zică, de ce să plătesc eu atâta impozit la stat? Mai bine plătesc atâta la fundații și cu aia mă scutesc de un anumit impozit. Așa s-a încurajat dărnicia. Și așa s-a ajuns la ultimul act de filantropie, care e absolut necrezut. Cei mai bogați doi oameni din America sunt Bill Gates, de la Microsoft, și Warren Buffett, din Omaha, Nebraska. Omul acesta toată viața a jucat la bursă și avea flerul pentru bursă. Și au ajuns amândoi la câte 60 de miliarde de dolari avere. Și într-o zi s-au adunat la oaltă și au spus, uite ce, hai să punem fiecare jumătate din avere, câte 30 de miliarde de dolari, într-o fundație. Total 60 de miliarde de dolari. Și să ne uităm în lume, care ar fi locurile unde am putea investi să eradicăm sărăcia din țări întregi, de pe continente întregi. Și-au adunat experți și oameni de știință care îi sfătuiesc ce să facă ca să facă viața mai bună pe planeta Pământ. Asta-i conceptul de filantropie care a început cu fratele nostru John Rockefeller. Noi trebuie să știm lucrurile acestea. Bill Gates și cu John Rockefeller au făcut o provocare europenilor. Faceți și voi ca noi. Puneți și voi jumătate din averea voastră pentru a investi în a face lucruri bune în țara voastră. Pentru că în America cele mai multe școli, cele mai multe spitale, cele mai multe instituții de binefacere sunt datorite acestei filantropii organizate pe care statul o încurajează prin scutirea de impozite. Dacă crezi că românii ar fi în stare, cel puțin nu în generația asta. Ministrul Culturii din Germania, săptămâna trecută, în negocierile astea pe care le fac cu America pentru a avea un nou contract între cele două, încearcă să armonizeze. Și ea spunea, cea mai mare problemă e că în America mare parte din cultură e finanțată particular, din fundații. La noi totul trebuie să fie finanțat de stat. Și statul când are, dă și de cel mai multe ori n-are și nu dă. Și ea, ministra asta, spunea, aici trebuie să începem noi să învățăm de la ceea ce se întâmplă în America. Deci există suport pentru ce vă spun. Așadar, mila.
milostenia, facerea de bine. Dumnezeu a inițiat-o. A inițiat-o când El ne-a învățat zeciuiala. A zecea parte din ce câștigi, nu-i al tău, e a meu. A zecea parte din câștig, totdeauna trebuie să-l iei și să-l duci la templu. Și să spui, asta e partea lui Dumnezeu. Și vreau să fiți atenți, aceasta nu era parte din sistemul mozaic. Conceptul de zeciuială l-a avut încă Avraam, când a dat 10% din tot ce a avut lui Melchizedec. Și Domnul Iisus, Matei 23:23, vorbind despre meticulozitatea fariseilor de a da zeciuială din absolut totul, din mărar, din chimen, dacă am 10 fire de mărar în grădină, un fir trebuie să-l dau zeciuială. Erau atât de exigenți. Și Domnul Iisus nu-i mustră pentru asta. Ce zice? Asta nu o lăsați nefăcută. Dar fiți atenți, tot așa de exigenți trebuie să fiți cu mila, binefacerea, bunătatea, dreptatea și adevărul. Vă critic pentru că una o faceți, dar aia la altă o lăsați nefăcută. Dar auziți, pe asta trebuie să o faceți, zeceala, dar să nu le uitați pe celelalte. Milostenia, filantropia, facerea de bine, bunătatea, dreptatea, adevărul. Domnul Iisus nu desfințează zeciuiala. În principiu, zeciuiala noastră ar trebui să meargă la biserica noastră. În principiu. Pentru că sistemul era în Israel să dai totul la templu. Acum, se poate întâmpla că biserica ta nu vrea să dea dărnicie și biserica ar trebui să dea cel puțin 10% în afară. Dar dacă biserica ta nu dă, s-ar putea ca Dumnezeu să șoptească, dă tu. Uită-te tu unde e nevoie. Conectează-te cu o fundație. Dă zeciuiala ta acolo. Sau în alt loc unde e nevoie. Asta nu trebuie aplicată rigid. Oricum, un lucru foarte important. În bisericile evanghelice din America, atunci când se anunță colecta, se spune ne închinăm Domnului cu zeciuiala și cu darurile noastre de bunăvoie. Zeciuiala e obligatorie. Tot ce e dincolo de asta e dar de bunăvoie. Dărnicia ta nu-i zeciuiala. Zeciuiala e obligatorie. Cât dai peste zeciuială, aia e generozitatea ta. Aia e dărnicia ta. Vă dați seama cât de mult ar crește binefacerea la noi dacă toată lumea ar înțelege. 10% e a lui Dumnezeu, oricum. Și peste asta, eu trebuie să dăruiesc cât mai mult. Cât ascultă vocea lui Dumnezeu, că El îți va spune. Dai atâta, dai atâta, dai atâta și poate că Dumnezeu va zice, dă totul. Cunosc om care nu face altceva decât tot ce câștigă firma lui, dă la misiuni.
întreține misiuni. El are salar. Și câștigul tot merge la susținerea misionarilor în diferite țări din lume. Așa se propagă lucrarea lui Dumnezeu prin acești oameni ai dărniciei. Cursul nostru e despre bunătate. Bunătatea lui Dumnezeu și bunătatea noastră. Dărnicia lui Dumnezeu și dărnicia noastră. Zgârcenia ne urâțește. Domnul Iisus spune, înlocuiește zgârcenia, rapacitatea cu generozitatea. Și totul în tine va fi lumină. Un om zgârcit din America care tot aduna și care îi cădea părul din cauza asta, medicul i-a spus, zgârcenia te îmbolnăvește, începe să dăruiești și te vindeca. Și omul a început să dăruiască și s-a vindecat. Zgârcenia te îmbolnăvește, dărnicia te vindecă, răutatea te îmbolnăvește, bunătatea te luminează, te face bogat cu bogăția lui Dumnezeu. Amin.